Procurorii moldoveni au înregistrat un progres esențial în investigarea fraudei bancare, asta după ce în ultimii 4 ani ancheta a bătut pasul pe loc sau a fost mimată de fostele guvernări. Subiectul a fost abordat la Consiliul Suprem de Securitate, care s-a întrunit azi dimineață în ședință. Șeful statului Igor Dodon a remarcat doar faptul că de la începutul anului 10 bancheri au ajuns în lista suspecților. Președintele a mai precizat că un aspect important al investigării este că anchetați nu sunt doar beneficiarii furtului, dar și demnitarii care au pregătit și au semnat actele în baza căruia miliardele statului au dispărut. Cei care au comis aceste încălcări, o să vedeți, în timp apropiat, toți o să ajungă acolo unde trebuie. Există dosarele deschise, e clar la ce persoane se referă, vor, должен сидеть в тюрьме, и он сядет. Este vorba de cei care au pregătit acest furt a miliardului, inclusiv membrii comitetului de stabilitate financiară compus din foști prim-ministri, ministrii a economiei și alții care au pregătit tot ceea ce ține de cadrul legal pentru furtul miliardului. Potrivit președintelui, în ultimii ani, fostele guvernări doar au mimat încercarea de a găsi vinovații. În perioada 2015-2019 au fost mai multe investigații. Toate investigațiile, marea majoritate, au fost mimarea încercărilor de a găsi vinovatul și de a întoarce banii la stat. Chiar și același raport Kroll a fost o filieră greșită. Igor Dodon a declarat că în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate a fost prezentat și un raport despre etapele parcurse în cadrul anchetei și că documentul corespunde în linii mari cu raportul făcut și de Comisia Specială a Parlamentului la sfârșitul anului trecut. Amintim că în urma fraudei din sistemul bancar al țării au fost sustrase peste 14 miliarde de lei. 3 bănci implicate, Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, au fost lichidate.